La ziua de 14 februarie sărbătorim 87 de ani de la nașterea marelui poet Grigore Vieru. Acesta a fost un poet român din Republica Moldova. S-a născut în satul Pererâta, județul Hotin, regatul României, în familia lui Pavel și Eudoia Vieru. A absolvit școala de 7 clase din satul natal, în anul 1950, după care urmează școala medie din orașul Lipcan, pe care o termină în 1953. În anul 1957 debutează editorial cu o plachetă de versuri pentru copii, Alarma, apreciată de critica literară. În 1958 a absolvit Institutul Pedagogic Ion Creangă din Chișinău, Facultatea Filologie și Istorie. Se angajează ca redactor la redacția numită Revista pentru Copii, Scânteia Leninistă și ziarul Tânărul Leninist. La 8 iunie 1960 se căsătorește cu Raisa Nacu, profesoară de limba română și latină, și se angajează ca redactor la revista Anistru, actualmente Basarabia, publicația Uniunii Scriitorilor din Moldova. Între anii 1960-1963 a fost redactor la editura Cartea Moldovenească. Anul 1968 aduce o cotitură în destinul poetului, consemnată de volumul de versuri lirice Numele Tău, cu o prefață de Ion Druță. Cartea este apreciată de critica literară drept cea mai originală apariție poetică. În chiar anul apariției devine obiect de studiu la cursurile universitare de literatură națională contemporană. 3 poeme din volum sunt intitulate Tudor Argheț, Lucian Blaga, Brâncuș, iar alte 2 sunt închinate lui Nicolae Labiș și Marin Sorescu. Asemenea, dedicații apar pentru prima oară în lirica basarabiană postbelică. În anul 1974, scriitorul Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor din România, îi face o invitație oficială din partea Societății Uniunii, căreia poetul îi dă curs. Vizitează Transilvania, însoțit de poetul Radu Cârneci. În 1977, iarăși la invitația Uniunii Scriitorilor din România, vizitează, împreună cu soția, mai multe orașe din România, București, Constanța, Cluj-Napoca, Iași. În 1988, îi se acordă cea mai prestigioasă distinție internațională în domeniul literaturii pentru copii, diploma de onoare Andersen. La sfârșitul anilor 80, Grigore Vieru se găsește în prima linie a mișcării de eliberare națională din Basarabia. Textele sale, inclusiv cântecele pe versurile sale, având un mare rol în deșteptarea conștiinței naționale a românilor din Basarabia. Vieru a fost unul dintre fondatorii Frontului Popular din Moldova și se află printre organizatorii și conducătorii Marii Adunări Naționale din 27. August 1989. A participat activ la dezbaterile sesiunii a 13-a Sovietului Suprem din RSSM, care se votează limba română ca limbă oficială și trecerea la grafia latină. În volumul de poezii pentru copii Treiezi, ieșit de subtipar în 1970, se găsea și poezia Curcubeul, în care Vieru, prin metafora curcubeului cu 3 culori, elogea drapelul tuturor românilor. Peste câteva zile de la difuzare, cenzura sovietică a retras cartea din librării, dând-o la topit, iar autorul a fost acuzat de diversiune. Tot în 1970 apare și Abecedarul, elaborat de Vieru în colaborare cu scriitorul Spiridon Vanghel. De pe acest manual, modificat întrucâtva de-a lungul timpului, învață și astăzi micii basarabeni în clasa 1 în 1989. Tot Vieru și Vanghel au realizat varianta în grafie latină a Abecedarului. Vieru a scris, printre multe altele, versurile pentru coloana sonoră a filmului cu desene animate Maria Mirabela, iar poezia lui Vieru Dragăuti a fost pusă pe muzică și interpretată de Iurie Sadovnic. Ulterior, piesa a fost preluată și de Zdob Sizdub. În 1988, în ziarul Literatura și Arta din Chișinău, a apărut primul text cu grafie latină din Basarabia postbelică. Autor: Grigore Vieru. În iunie 1989, obținând aprobarea autorităților sovietice de a publica săptămânalul Literatura și Arta în grafie latină, redactorii ziarului s-au pomenit că în toată Moldova sovietică nu există nicio mașină de scris cu litere latine, în afară de cea de la Academia de Științe din RSSM și de una aparținând profesorului Iulius Popa de la Bălți. În aceste condiții, Grigore Vieru și redactorul șef de la Literatura și Arta, Nicolae Dabija, merg la București pentru a obține o mașină de scris pentru ziar.
Autoritățile române tărăgânează răspunsul, iar anticariatul din care puteau să cumpere o astfel de mașină este închis în acele zile din motive tehnice. Vieru și Dabija sunt ajutați însă de preotul Vasile Țeportei, care le aduce la gară o pungă în care se află cele 31 de semne metalice ale alfabetului latin, tăiate de acesta din propria mașină de scris. La Chișinău, semnele latine sunt sudate la o mașină de scris în locul celor chirilice. Astfel că literatura și arta devine primul ziar din Basarabia care începe să iasă. Sistematic în grafie latină. Grigore Vieru a fost, incontestabil, o voce singulară, de o expresivitate deosebită în peisajul poeziei românești. Versurile sale au ilustrat, într-un regim al excelenței rostirii lirice, stări de spirit de o rară autenticitate, conturate în enunțuri poetice armonioase și limpezi, sugestive și sincere. Nimic strident în lirica lui Grigore Vieru, nimic evaziv sau fals. Versurile lui se înscriu într-un program literar ce are ca element esențial apărarea și ilustrarea limbii române, integritatea acesteia într-o țară în care s-a refuzat, decenii de-a rândul, dreptul de cetățenie al acestei limbi. Recursul la sentimentul patriotic autentic, starea de sinceră și ardentă implicare cetățenească în destinul propriei patrii, toate acestea au reprezentat imperative imediate ale creațiilor sale, cărora poetul li s-a dedicat cu dăruire, spirit al jertfei și credință. Cărțile de poezie ale lui Grigore Vieru, Numele tău, Un verde ne vede, Izvorul și Clipa, Cel care sunt, Hristos nu are nicio vină, Rugăciune pentru mama, Taina care mă apără etc. Rămân repere fundamentale ale poeziei românești de azi. O poezie precum în limba ta ni se prezintă ca o profesiune de credință a unui scriitor cetățean, ce a așezat mereu, mai presus de propria ființă, idealurile neamului, celebrând, în versuri înfiorate de patos, limba română, limba în care a pătimit, a scris și a iubit, în aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râde un pământ, ci doar în limba ta. Durerea poți să o mângâi, iar bucuria însă o preschimbi încânt, în limba ta îi ție dor de mama, și vinul e mai vin. Și prânzul e mai prânz, și doar în limba ta îi poți râde singur, și doar în limba ta îi te poți opri din plâns. Cred că latura de cea mai autentică profunzime a poeziei lui Grigore Vieru este aceea responsabilității civice a scriitorului, a omului de cultură, care se simte, cu fiecare gest pe care îl face, cu fiecare cuvânt pe care îl rostește, adânc răspunzător de soarta neamului său, de destinul limbii, care s-a născut și în care respiră. Eugen Simion subliniază că despre Grigore Vieru am putea spune că este ultimul poet cu Basarabia în glas. Un poet mesianic, un poet al tribului său, obsedat de trei mituri, limba română, mama și unitatea neamului. Un poet elegiac, dar în ciuda fragilității înfățișării sale și a vocii sale moi și stinse, menite parcă să șoptească o rugăciune, nu să pronunțe propoziția spre ca vechii profeți un poet târs, un cuget tare, un spirit incoruptibil. Mulți au înțeles stilul și mesajul, alții au reproșat mereu faptul că nu este un poet postmodern. Judecată rea. Vieru nu putea fi postmodern pentru că, spune chiar el, s-a născut și a crescut într-o istorie imposibilă și, când a început să scrie, și-a dat seama că publicul său așteaptă altceva de la el, ceva esențial, spus limpede, ceva despre suferințele și bucuriile nației sale, atâtea câte sunt. În aceste circumstanțe, poemul nu poate fi o zbenguială a cuvintelor. Grigore Vieru înrupează, în ansamblul literaturii române, destinul unui scriitor cu o înzestrare spirituală de excepție și, în același timp, o impecabilă conștiință a națiunii sale. O conștiință ce a dat seamă, de fiecare dată, de realitățile convulsive ale unei istorii adesea vitreci, de trecutul națiunii sale, de amprenta tragică pe care a căpătat-o adesea limba română, amputată, interzisă, pusă sub semnul întrebării de atâtea ori. Exemplaritatea destinului poetic al lui Grigore Vieru este dincolo de orice îndoială. După cum e dincolo de orice îndoială expresivitatea gravă a versurilor sale, solemnitatea muzicală a enunțurilor lirice, armonia frazei, precum în poezia intitulată sugestiv Ars Poetica, merg eu dimineața, în frunte, cu spicele albe în brațe eu ale părului mamei, mergi tu după mine, iubito, cu spicul fierbinte la piept eu al lacrimii tale, vine moartea din urmă, cu spicele roșii în brațe ale sângelui meu, ea care nimic niciodată nu înapoiază, și toți suntem luminații de-o. Bucurie neînțeleasă.
valoarea, adevărul și reprezentativitatea poeziei lui Grigore Vieru fac din regretatul poet o prezență emblematică a literaturii române contemporane. Contemporan cu noi, poetul epocii noastre, Grigore Vieru este poetul simbol al neamului nostru. De o tristețe luminoasă, poezia lui Grigore Vieru este leagănul spiritualității românești și zelog al dăinuirii noastre în timp și în spațiu. Grigore Vieru, maestru al cuvântului, iubitor de plai, de limbă și de neam. A iubit poporul până la lacrimi și și-a consacrat întreaga sa viață copiilor, îndrăgostiților, maturilor, lăsându-ne o operă monumentală, de o muzicalitate și frumusețe rară. Poet al mamei, al dorului și al dragostei, al paștinei, al izvorului, al naturii, poet al lucrurilor sacre, care astăzi cu părere de rău se duc în umbră. Poet al neamului, care a știut cel mai bine să așeze alături cuvintele grai, mamă, patrie, iubire. El a fost poetul dragostei de viață, dragostei de țară, dragostei de neam, dragostei de adevăr. Vieru a fost acel muritor, care a dus pe umerii săi firavii crucea neamului nostru. Românesc spre a ne un prin cuvânt, bunătate și iubire de aproape pe cei ce. Avem o țară, un grai. Vieru a fost mai mult decât un poet. El a fost însuși sufletul Basarabiei. A fost, este și va fi pilonul de rezistență a culturii noastre naționale. Le-a fost ales de Dumnezeu și trimis pe pământ, ca o pasăre măiastră, să ne lase drept avere limba noastră cei comoară, ca noi să o luăm, să o păstrăm, să o cultivăm și să o transmitem generațiilor ce urmează, fiindcă noi prin grai suntem popor și existăm prin neam ca limbă. Grigore Vieru, părintele limbii române, pe care neamul l-a îndrăgit nu numai ca poet, ci ca și pe un om simplu, sincer, bun, fermecător, plin de taine, de legăminte, blând și viteaz, tradiționalist și modern. Poetul care a trecut graiul prin inima sa, încărcându-le cu răbdare, înțelepciune și nouă frumusețe, ca mai apoi să-l întoarcă semenilor săi, care-i deschid de voie bună inima să-l primească. Un asemenea poet va rămâne suflet din sufletul neamului său. În ciuda simplității versului său, el se numără prin aci poeți ce au scris-o. Limbă ca un fagure de miere. Opera lui ne-a menținut demnitatea de neam, ne-a hrănit-o cu speranță și cu putere de a continua cu fruntea sus. Ne-am ținut veșnic de limba română într-un deșert aprins în care singura umbră era umbra ecoului, zicea poetul. Creația viereană a fost și rămâne umbra ecoului care ne-a apărat limba română și demnitatea de neam. Ne mândrim mult cu Grigore Vieru. Moștenirea ce ne-a lăsat-o o vor admira o multe generații, mândindu-și sufletul cu versurile lui. Noi, generația crescută și legănată de versul blând și dulce al poetului, suntem datori să-l aducem copiilor și nepoților noștri ca pe un tezaur, prin care vom rămâne și noi prin vreme, căci un popor rămâne în istorie prin valorile pe care le creează și le păstrează cu sfințenie. Vieru a lăsat cel mai de preț testament care l-ar fi putut lăsa cineva vreodată omenirii, poezia. Pe 16 ianuarie 2009, Vieru a suferit un grav accident de circulație și a fost internat la spitalul de urgență din Chișinău. Grigore Vieru s-a aflat într-o stare critică cu politraumatism, traumatism craniocerebral închis, contuzie cerebrală, traumatism toracic închis, contuzia cordului și a plămânilor și contuzia organelor abdominale, având șanse minime de supraviețuire. Accidentul rutier a avut loc în noaptea de 15 spre 16 ianuarie, ora 1:30 pe traseul R3 Chișinău, Hașâncești, Cimișlia, Basarabiasca. La volanul autoturismului se afla Gorghe Munteanu, artist emerit al Republicii Moldova și director adjunct al ansamblului de dansuri populare Joc din Chișinău, aflat într-o stare mai ușoară. A încetat din viață în data de 18 ianuarie a acelui an, la exact 2 zile după accident în spitalul de urgență din Chișinău, în urma unui stop cardiac din care nu a mai putut fi resuscitat. Grigore Vieru a fost înmormântat pe 20 ianuarie 2009, la Chișinău, în cimitirul central din strada Armeană. La înmormântare au asistat câteva zeci de mii de oameni, diviziile lui Grigore Vieru, cum le-a denumit profesorul Dan Dungaciu într-un articol. Chișinăul nu mai cunoscuse funeralii de asemenea proporții de la înmormântarea soților Doina și Ion Aldea Teodorovici. Ziua de 20 ianuarie 2009 a fost declarată zi de doliu în Republica Moldova, la ora 10 întreaga Republică ținând un moment de reculegere.
Grigore Vieru a fost decorat post-mortem cu Ordinul Național, Steaua României, în grad de Mare Cruce. Câteva școli din Republica Moldova, un bulevard din Chișinău și o stradă din Iași poartă numele lui Grigore Vieru, 8 pe 11 februarie 2010, cu 3 zile înainte de ziua sa de naștere, a fost instalat bustul poetului în Aleea Clasicilor. Noul de asemenea, o stradă din Buzău îi poartă numele. Poetul nostru drag ar fi împlinit 87 de ani în ziua de 14 februarie 2022, dar el a plecat sus și ne vechează. Zi de zi, an de an, e tot mai departe, însă neuitat. Grigore Vieru este poetul începuturilor, ființă pământeană și nepământeană deopotrivă, umedă de roa lacrimilor vărsate de-a lungul veacurilor de românii basarabeni. Sursa poeziei lui Grigore Vieru este viața în toată complexitatea ei, copilăria, bucuria tinerească, neliniștea și suferința iubirii absolute. Poezia lui este didactică, e o carte de lectură eternă, o viață de om de la naștere la moarte, transpusă în forme parabolice, uneori moale și fin, alteori aspru, retoric și povățuitor. Depuneți flori în fiecare zi și citiți, recitiți, memorizați poezia lui Grigore Vieru. Și atunci nu veți sărăci nicicând.